Profesor Ionel Grigorae, bine ați venit. O să spuneți dumneavoastră dacă vă cunoașteți sau nu vă cunoașteți. Vă mai îmbrățișez a doua oară, că e necesar. Nu mai spune nimic. Eu voi mai rosti două fraze și apoi îi vă ruga pe cei doi domni, da, să-și rostească alocuțiunile și în același timp, sau în partea a doua, să prezint, pentru că s-au lansat deja, după cum știu, cele două cărți. De fapt, sunt trei, dar cele două cărți care apar și pe afiș și v-am anunțat pe toți, indiferent de metodă. Orașul Iași, capitala rezistenței până la capăt, 1916-1918, și un album, firește cu tec, al poetului Iuri Colesnic, pe care noi îl cunoaștem din paginile revistei Scriptor, dacă nu mă înșel, și Dacia Literară, la Dacia Literară a fost director, la Scriptor a este fondator, domnul Lucian Vasiliu. Mâine s-ar împlini, după stilul vechi, 99 de ani de la unirea Basarabiei cu România, dar dintr-un motiv lesne de înțeles am comunicat tuturor, ca să puteți fi prezenți, domniile voastre, am hotărât să omagiem acest act solemn, fără de care se poate, nu se putea întregi România și care, Unirea Basarabiei în ordine cronologic, a fost prima provincie românească care, prin votul Marii Adunări de la Chișinău, a votat Unirea cu România. Da. Vă rugăm, poftiți, domnule. Ordinea o să stabilească, ca de obicei, ordinea alocuțiunilor. Nu, nu, nu. Aici este o regulă, adică o vor stabili invitații noștri speciali. Dar nu veniți aici, doamna profesoară? Onorată asistență, îmi face o deosebită plăcere să revin la jurnal. Sunt bucuros atunci când primesc o invitație din partea clădinilor pentru a duce în discuție unele momente, evenimente importante din istoria noastră pentru lansări de cărți. Și fără îndoială, cu toții suntem încântați și, dacă vedeți, și mândri, chiar dacă nu suntem de Bârlad, pentru activitatea culturală, publicistică, pentru oamenii care se zbat aici ca să mențină Bârladul la un nivel cultural pe care îl merită, cu tradițiile pe care le-a avut mai vechi, mai apropiate, mai noi, și cu faptul că Bârladul, ca și alte localități, pot rezista foarte bine prin cultură, prin activitatea deosebită desfășurată aici. Mă bucur întotdeauna, reîntâlnindu-mă cu un coleg de facultate, foarte activ și astăzi, întâlnindu-mă cu foști studenți din prima serie la care am lucrat, sau cu studenți din ultimele serii, profesori, atâția profesori în Bârlad, la care am fost și la inspecție de gradul 1 și pe care i-am apreciat întotdeauna. Mulți dintre ei mi-au părăsit și ai un sentiment dureros ca profesor când mor foști și studenți. Sigur că suntem în perioada aceasta a marelui 100 de ani de la Marele Război, de la războiul nostru pentru întregirea neamului, 100 de ani de la mutarea capitalei la Iași, 100 de ani la organizarea rezistenței aici și a victorilor de la Măreș, Mărășești, Toituz. Ne așteaptă peste câteva luni această aniversare pe care trebuie neapărat să o marcăm. Mai puțin amintită și înainte de 89, dar mai dureros că este puțin amintită sau după, în anii din urmă. Parcă ceva în ultima vreme s-a mai mișcat, supresiunea acestor evenimente. Și sigur, anul viitor, 100 de ani de la Marea Unire, începând cu Unirea Basarabiei.
E foarte greu în 20-25 de minute, cât ți l-am propus, să subliniez câteva lucruri în legătură cu acest moment din istoria noastră, un moment de care sunt legat și prin faptul că sunt născut la Chișinău. Părinții erau din Regat, erau cu serviciu acolo, dar eu m-am născut la Chișinău în 1936, ca să nu fie nicio fel de dubii. Și am cunoscut cele două refugii și familia care și-a părăsit gospodăria acolo. În fine, și-am considerat după aceea că este de datoria mea să merg în Basarabia, în Republica Moldova, sigur, după 89, după 90, și să încercăm alături de alți colegi de aici și de dincolo să le facem istoria Basarabiei cu gândul că vom apropia momentul unirii Basarabiei, cel puțin momentul intrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Am mers în fiecare an de mai multe ori și vreau să spun că în 1990, în decembrie, noiembrie-decembrie, am fost și am predat la Chișinău, la Universitatea de Stat, cursul privind Unirea Basarabiei și Marea Unirii. Atunci când pe străzile Chișinăului se vorbea mai mult românește decât se vorbește acum, și la cele câteva săptămâni, din vreo 100 de studenți, cam așa erau atunci, sub 10 au părăsit cursul, chiar de la prima pauză. Restul de 90, din aproximativ 100, au stat toate săptămânile acelea la curs și deși era Uniunea Sovietică, am dat acolo de un grup extraordinar de profesori, Petrencu, Palade, a murit anul trecut, prietenul meu, Șeșcanu și alții, Văratec, care aveau o putere extraordinară de rezistență. Păi am vorbit la televiziunea care era sovietică și am vorbit la televiziunea de acolo cu Văratec despre ocuparea Basarabiei în 40 de câte ruși. Și am spus, o să te lege ăștia. Eu plec, voi rămâniți aici. Nu e legat. Lucrurile au mers bine bucate de vreme, dar după aceea știți ce drum sinuos și nu știm acum unde ne aflăm. N-am să povestesc, am fost și recent cu Unirea Principatelor la facultate. Există un spirit românesc la facultate pentru profesorii și studenții care au fost în sală. Nu aș putea spune ce gândește fiecare, dar în mod public așa s-au detașat explicit de Dodon, de orientarea aceasta. Bine, decanul a fost studentul nostru la ea și există încă fire care ne leagă și sperăm să nu ne rupem de tot în condițiile care asistăm la scăderea populației românești din Basarabia. Ceea ce este un pericol foarte mare, nici nu dăm seama că dacă se continuă în câțiva ani, factorul demografic nu va mai fi un argument în mâna noastră. Este altă problemă. În legătură cu momentul din martie 1918, o să povestim aici, etapele sunt cunoscute cu formarea Sfatului Țării la începutul lui decembrie 1917, sigur, după ample mișcări, congrese, adunări ale militarilor, învățătorilor, la început s-a proclamat Republica Democratică Moldovenească ca parte integrantă a unei republici federative ruse, era o virtuală, termenul de astăzi, presupusă. Se spera, încă în evoluția democratică a Rusiei, și după aceea, în momentul independenței Republicii din 24 ianuarie 1918 și, sigur, activitatea Sfatului Țării, independența de la 24 ianuarie, constituind un moment important în desprinderea și în realizarea Unirii din 27 martie. Ar fi de spus câteva lucruri în legătură cu contextul internațional, cu faptul că
și lucrurile sunt mai puțin subliniate, trebuie subliniate mai mult, o importanță deosebită pentru popoarele acestea înglobate în Imperiul, în fostul Imperiu Țarist, au reprezentat Revoluția de februarie 1917, februarie sau martie, peste nou, și lucrul acesta trebuie subliniat pentru că a dat naștere la un avânt al mișcărilor de eliberare de pe întreg teritoriul fostei Rusii țariste. S-a crezut și s-a sperat și erau temeri căderea țarului, căderea țarismului să fie un prelej deosebit de emancipare sub o formă sau alta. S-a propus întâi o așa zisă Republică Federativă Democratică Rusă. Guvernul de la Petrograd, cum se numea atunci orașul, n-a fost în stare să stăpânească evoluția istoriei, după cum știți, cu Lvov, cu Kerensky și cu ceilalți, și s-a trecut la lovitura lor. Americanii spun în continuare în lucrările lor Revoluția din octombrie din Rusia. Depinde ce sens dăm cuvântului Revoluție. Ei, această mișcare de eliberare a cuprins și Basarabia. Gheorghe Brăteanu insistă pe ideea aceasta, pe drept cuvânt, a consecințelor Revoluției din martie 1917. România a fost din primele state care au salutat victoria Revoluției din februarie. A mers și Brăteanu și cu generalul Prezan, a doua vizită, o făcuse înainte vizită, înainte de această Revoluție, pentru a observa care este atitudinea noi rusii în război. Rusia s-a angajat în continuare să rămână în acest război mondial, dar și-a precizat și anumite obiective, a reluat și obiectivele, hai să le spunem cu termeni mai imperialiste, pe care le-a avut Rusia țaristă în război și a afirmat foarte clar și hotărât că obiectivul Rusiei erau strântoarele, Bosfor și Dardanele, s-a spus și înainte și după Revoluția din februarie, reprezintă porțile noastre, spuneau politica externă. Ori această chestiune trebuie avută în vedere în sensul primeștii care exista, ca Rusia să nu se țină de cuvânt, să respecte convenția pe baza căreia am intrat noi în război, semnatare și ea, alături de ceilalți aliați, ceea ce privește întreaga Bucovină, Transilvania și întreg Banatul. Lucrurile se vor complica și poate vom discuta altădată. Ceea ce de asemenea ne interesează, cred, este faptul că s-a ajuns în primăvara, la sfârșitul anului 1917 și la începutul anului 1918, la pacea de la Brest-Litovsk, la, vreau să intru în detalii, dar Rusia a fost nevoită să cedeze în favoarea Imperiului Austro-Ungar, să cedeze și o parte mare a teritoriului, să pătrundă adânc în interiorul rusesc pentru a se aproviziona, că era o criză foarte puternic, mai ales alimentară, după atâția ani. Ceea ce ne interesează este faptul că la conducerea statului român, în condițiile tratativelor pentru, după încheierea amnistițiului, de a semna pacea separată, guvernul Marghiloman, și aici putem să spunem că guvernul Magheloman a fost mult timp după aceea atacat, criticat în perioada postbelică pentru atitudinea pro-germană, poziție pe care noi încercăm astăzi să o explicăm și să arătăm că Magheloman a avut meritul lui în unirea Basarabiei cu România. Acest guvern pro-german, care a fost silit să semneze pacea la București cu prevederi foarte grele, economice, teritoriale, ni s-au mai luat munții în întregime, mi s-a luat Dobrogea în condominiu. Marghiloman s-a cerut să fie înlocuită dinastia, să fie înlocuit Ferdinand. Marghiloman a obținut scoaterea acestei chestiuni de pe ordinea de zi a tratativilor, să se
renunțe la înlocuirea lui Ferdinand și a reginei Maria. Ferdinand era german, fără îndoială, dar regina Maria era foarte, să exprim, elegant neagreată de puterile centrale, pentru maniera în care ea, englezoaică și rusoaică, a fost una din cea care a susținut puternic această alianță noastră în Antantă. Magelloman a scos de pe ordinea zi această problemă. Dar, în același timp, în condițiile în care am încheiat această pace, a apărut un factor favorizant pentru unirea Basarabiei cu România. Și acest factor favorizant, și am încercat să subliniez lucrul acesta în cele câteva lucrări în care mă refer și la unirea Basarabiei și la tratatul editarea lui în capitolul Marea Unire, tratatul de istorie, să subliniez faptul că, în acest context, factorul german a constituit un factor important favorizant în unirea Basarabiei cu România. Pentru că atunci când Basarabia a încercat să se desprindă prin sfatul țării, prin independență, înainte de unire, un pericol foarte mare pentru Basarabia a fost Ucraina. Statul nou creat, cu existență efemeră, dar s-a creat un stat cu rada ucraineană care a avut pretenții deschise asupra Basarabiei, dacă nu în întregime, asupra nordului și a sudului Basarabiei. Și a încercat să spun acest punct de vedere în cadrul tratativilor de la Buftea București, angajate în vederea încheierii păcii separate. În acest context, datorită și lui Magelloman și altor factori, Germania a refuzat participarea Ucrainei la tratativele de la Buftea. În manieră indirectă sau implicită, a fost de acord cu soluția românească a Unirii Basarabiei. În fața primejdii ucrainene, foarte puternice, și sigur și pe parcurs în fața pericolului bolșevic, însuși de parte de ucraineni, de ruși, de alte minorități din Basarabia sau din afara Basarabiei. Așa că ce nu se prevăzuse la începutul războiului, și a apărut dintr-o dată, s-a vorbit la Iași în 1917 de reînvierea Basarabiei. Se considera pierdută. Relațiile, cum să spun, mai ușor se treceau, s-au trecut decenii de rând, după cum știți, în Transilvania, prin Carpați, cu școlile, prin Șchei, toate legăturile cu cei care au venit, s-au dus în Transilvania, decât s-a trecut Prutul. Pentru că țarismul era foarte atent și cu mișcările noastre și cu modernizarea noastră și cu așa încât a fost o chestiune extrem de dificilă să știm ce se petrece în Basarabia. Sigur, au fost și niște vizite, s-a dus și Iorga care a călătorit prin Basarabia și care a fost întâmpinat, mi-a fost foarte greu călătoria lui, acum multe probleme de rezolvat, dar a fost cu tot mult mai slabe, foarte slabe în raport cu legăturile pe care le avem noi cu Transilvania sau cu Bucovina. E o astfel problemă. Avem aici un imperiu țarist de tip asiatic și dincolo avem un imperiu austriac, austro-ungar, habsburgic de tip european. Cu toate consecințele care au decurs din maniera în care s-au comportat, s-au purtat față de minorități. Și de aici diferențele mari în ceea ce privește populația românească din Basarabia față de cea de Bucovina și fără a înfrumuseța într-o parte sau alta, dar Basarabina a fost supus unui proces intens de rusificare și prin școală, prin religie, pe planul administrativ și așa mai departe. Este aceasta o chestiune care poate fi discutată în cadrul acesta și arătăm că noi am contat pe Antantă, am contat, dar nu ne-am propus, nu se putea să ne propunem și unirea Basarabiei la intrarea României în război. Eram în război cu Austro-Ungaria și aliat cu Rusia. Chiar dacă a existat un curent relativ însemnat, dar nu majoritar,
condus listerii pentru a intra în război împotriva Rusiei, care nu s-a putut, nu se putea realiza atunci. Ce ar mai fi de subliniat? Sigur, mișcarea de eliberare națională din Basarabia, care a izbucnit, s-a dezvoltat ceva mai târziu, tocmai că Imperiul Țarist era foarte atent și unii intelectuali care s-au ridicat din Basarabia primeau slujbe importante la Petersburg, cum s-a numit până la intrarea în război, Petrogradul, la Moscova și în alte locuri, și a existat pe preocupare de decapitare a intelectualității basarabene, o parte din rusificându-se. Au existat totuși, după 900, treptat, o mișcare în favoarea limbii române, în favoarea ideilor culturale române, și această mișcare a cunoscut un ritm foarte puternic de dezvoltare exact după Revoluția din februarie. Și s-au adunat cei pe care știți, cu ezitări, cu inculeți care fusese și la Petrograd, cu stere care fusese mai demult în România și a fost și rectorul Universității din Iași. Când a intrat noi în război, stere era rectorul Universității din Iași. Personalitate remarcabilă și juridică, și romancier, și mai greu zâna și economie și așa mai departe. Era Halipa, care fusese și el la Iași, Ciugureanu și mulți alții care au constituit aripa aceasta a statului țării, hotărâtă să voteze unirea, pentru că știți că s-a votat cu majoritate și nu unanimitate, cu numeroase abțineri și cu voturi împotrivă. Aș sublinea o idee importantă a lui istoricului basarabean Alexandru Boldur, care vorbea de însemnătatea bazei sociale largi a unirii Basarabiei cu România, în sensul că țărănimea, chiar dacă nu era antrenată într-o mișcare de amploare din punct de vedere național, a fost aceea care a păstrat limba română. Tendințele de rusificare s-au lovit în mare parte de satul românesc din Basarabia. Și Boldur sublinează faptul că au menținut obiceiurile, nu numai limba, obiceiurile la naștere, la căsătorie, de anul nou, de Crăciun și așa mai departe, de Paști, aproape identice cu cele din România, mă rog, neadaptându-se chiar cu totul bisericii rusești, cu riturile ei și cu modul ei de exprimare, mai separat față de ritul nostru bizantin, mai spre slav, spre rusesc. Țărănimea aceasta a constituit o bază puternică și lucrul acesta a fost captat de conducătorii mișcării naționale care au avut adeziunea unor județe, unor centre importante. Iată, mă gândeam, Bălți a fost un factor, județul Bălți, orașul Bălți, un centru important spre unire, spre unirea cu Basarabia, în timp ce astăzi este un centru foarte puternic de pro-rus, pro-rus Bălți, din păcate. Ei, multe au trecut de atunci. Așa încât, iată, iarăși o chestiune, fără îndoială intelectuale aceștia, oamenii de acțiune, care au cunoscut un proces rapid de radicalizare și de trecere la unire. Factorul important a fost, fără îndoială, și Iași, putem face legătura, și care era capitala țării. Capitala țării redusă la Moldova și modul în care au venit și Inculeț, și Ciugureanu, și Halipa, în mai multe rânduri la Iași, înainte de martie, au vorbit și cu intelectualii, cu Iorga, după pacea de la București, în care noi am pierdut munții Carpați, Iorga i-a primit la sala de anatomie de la medicină, cu bacalogul, cu alți membri academiei, și i-a spus lui Ciugureanu, cred că era acolo cu ei, și a spus că ați venit la o mare durere, pacea separată și cedarea munților,
să ne aduceți o mare bucurie. Să convenim, deci, că unirea Basarabiei la 27 martie a venit într-un moment când România era într-o situație extrem de dificilă. După iarna aceea groaznică în care au murit de tifus exantematic sute de mii de oameni, sute de mii de oameni, am scris acolo, nu mai revin, după încercări de refacere, după atâtea reducerea aceasta teritoriului extraordinară, încă nu știam unde o să, cum o să ieșim din situația aceasta foarte grea, cu toate eforturile, cu toate... În primăvara a început lucrurile sunt, dar oricum era foarte dificil. Unirea cu Basarabiei a fost, hai să nu exagerăm, un colac de salvare pentru Moldova, dar trebuie pentru România, dar trebuie privită și din punctul acesta. S-a mai mărit statul român. Era de la Carpați până la Prut, s-a făcut până la Nismul. Deci, nu numai pentru momentul de acolo propriu-zis, ci și pentru modul în care Ferdinand Magdeloman, după 27 martie, a venit delegația la Iași, peste 3 zile, la 30 martie, a fost primit extraordinar, s-a făcut Tedeum, a venit delegația la Muzeul Cuza, acolo unde era biroul de lucru, Palatul Regal al lui Ferdinand. El lucra acolo, familia lui era dincolo, vis-a-vis de Biblioteca Centrală, unde casa copiilor, să mai cheamă acum. Și acolo au fost niște festivități deosebite și a mai fost un lucru care a cântărit, să vedeți că lucrurile nu au venit așa numai spontan. În condițiile în care deci asta a fost o festivitate extraordinară. Și sigur am anunțat și domnul primar, dar și domnul trebuie să mă pun bine cu directorul de Editurii Junina. Suntem deja foarte bine, domnul. Mai bine, da. Să scot o carte către 100 de ani, către primăvara anului viitor, Iași și Unirea Basarabiei cu România. Acolo, cu câteva săptămâni înainte, regele Ferdinand, care promisese pământ țăranilor și înainte de Mărășești, care modificase Constituția, exista o anumită ezitare din partea basarabenilor față de poziția lui Magdeloman, care nu prea era de acord cu reforma în condițiile prevăzute de Constituție și, mă rog, cerută de... Și exista o anumită rezervă. Nu mai țin minte exact. Pe 7 sau 20 vechi martie, regele Ferdinand a dat publicității o scrisoare prin care anunța că în domeniile sale regale, țăranii care vor primi pământ și cam știu cam pe unde vor fi primit, să intre de îndată în folosirea pământului cu drept de arendă până vor fi împroprietăriți. Lucrul acesta a avut o anumită bătaie în Basarabia, pentru că era ezitarea asta, vine guvernul Magdeloman, a fost Magdeloman la statul țării, și ce ne facem? Că noi vrem așa cum s-a prevăzut reforma agrară. Ei, la această întâlnire, pe baza acestei scrisori și a garanției regele Mihai că se va da pământ și că nu se va umbla la reforma agrară prevăzută de statul țării, iarăși fac o paranteză, uneori parantezele pot fi mai interesante decât prima reformă adoptată de Parlamentul României ca reforma agrară a fost reforma pentru Basarabia în 1920, prima, înainte de cea din 21 pentru restul provinciei. Și când a venit Inguleț acolo la Palatul Cuza și au discutat, s-au făcut cuvântări, s-au spus și stere, au fost și decorat stere de regele Ferdinand, l-a numit pe Ferdinand regele țăranelor. Fiind o confirmare a faptului că regele este un garant al reformei agrare. Va fi un garant în continuare. Deci lucrurile acestea se leagă un pic.
pentru că și cei care au luptat la Mărășești, dincolo țăranii din Basarabia, în alt context, priveau cu mare încredere acordarea reformei agrare după război. Și în felul acesta, basarabienii se numească, asta le spunea pe rusești, întâi și m-a tradus, Cristianski Carol. Am spus bine cu limba rusă sau nu? Cristianski Carol, regele țărani. Sunt aceste, poate, legături mai puțin cunoscute sau nu numai sentimentale, dar care ne arată în ce condiții, cum s-a făcut unirea, cum au fost interesați, în sensul major al cuvântului, oamenii să se apropie, să găsească și satisfacerea unor prevederi, unor puse pe parcurs în legătură cu unirea. Sunt multe lucruri, de spus. Ceasul merge înainte. Aș vrea să dau și să închei. Problema unirii Basarabiei, unirea Basarabiei și unirea celorlalte provincii a fost un moment foarte important și sigur ne-a apropiat Marea Unire. Marea Unire din noiembrie, decembrie, Bucovina și Basarabia. Un pas foarte important, realizându-se, repet, ceea ce nu se prevăzuse la război. De ce unii au afirmat că atunci Dumnezeu a fost român? S-a realizat mai mult decât, nu că ne-am pus în perspectivă, decât ne-am fixat la intrarea României în război, că în perspectivă exista această idee a întâi să se treacă Carpații și pe urmă să se treacă Prutul. Tocmai Stere spunea că mai bine întâi să trece Prutul și pe urmă Carpații. Cât unirea aceasta a însemnat un moment deosebit. Ceea ce vreau să și închei este că unirea a fost un moment extrem de important, dar poate altă dată vom putea vorbi despre unificare. Pentru că după unire, uneori poate sub euforia marele eveniment realizat, că a existat o explozie de bucurie meritată, a urmat unificarea și unificarea a fost un proces dificil, am scris treburile astea și unificarea a avut aspectele sale mai puțin plăcute, mai numeroase în Basarabia, mai puțin numeroase în Bucovina, mai puțin numeroase, dar peste tot a existat unificarea fără îndoială că toți eram români, majoritatea vorbitoare de religie ortodoxă, dar nivelul de dezvoltare în aceste provincii au condus la anumite fricțiuni în ceea ce privește, realizarea acestei unificare. Și unificarea a fost făcută de oameni. Unii au mai greșit, unii s-au mai îmbogățit sau s-au purtat incorrect. Aceasta nu poate pune sub semnul întrebării, însă necesitatea unirii și a unificării. Basarabia a cunoscut în perioada interbelică o dezvoltare totul remarcabilă în două planuri în mod deosebit. În planul cultural învățământ și în planul sănătății. Sănătății publice. Iarăși mai puțin cunoscut. În punct de vedere cultural, în punct de vedere învățământului, cu învățătorii trimiși în România și așa mai departe, un proces foarte, foarte serios. Nu există nicio realizare de administrația românească în cei 20 de ani puțin. În condițiile crizilor după război, în condițiile crizei economice de 1929-1933 și atunci când am avut o dezvoltare extraordinară, 1933-1938, în care economia a mers de plin, în care cultura a mers de plin și a dat mari intelectuale, în care România a venit, ca să reluăm expresia unui scriitor, timpul n-a mai avut răbdare și a venit al doilea război mondial. Eram departe fără acest război, ne apropiam, s-a spus, de unii, dar sunt speculații fără îndoială, ne apropiam mult, am fi fost la nivelul Cehoslovaciei de atunci. Din toate punctele de vedere. Cam un reper. Sigur, noi eram și atunci o țară înaintea Greciei, înaintea Spaniei, înaintea Portugalii, din foarte multe puncte de vedere. Înaintea unui părți din Italia,
Nu stăteam așa prost. Toate provinciile au avut contribuția lor. Nu putem decât să considerăm că cei de la Chișinău, Mișcarea de Eliberare, a avut un rol important și a avut în același timp capacitatea de a folosi toți factorii, sigur, statul român, contextul extern, pentru a se realiza acest obiectiv al Marii Unii. Vă mulțumesc pentru atenție. Eu vreau să fiu nu moderator, ci moderat, așadar circa 13-14 minute, să vă spun câteva lucruri. E vorba de bucuria de a fi împreună cu domnul profesor Iona Grigoroae. Când doamna profesoară Elena Mono a spus, vrem să vă reinvităm, Bârlad, găsim o temă, un generic, m-am gândit implicit și explicit la activitatea opera ținută domnului profesor Iona Grigoroae. Dumnealui s-a recomandat, născut la Chișinău în perioada interbelică, dar dincolo de actul de naștere, da, doamna profesor, ia să fac eu așa. Că felul acesta am cronometria și nu cronografia în față, am geografia de la de opte geografice de la domnul profesor Cotet. Domnul profesor are o operă. Dincolo de faptul că a fost coleg și omzecist, cum zicem noi, precum domnul profesor Guria Novac, are o operă și această operă e constituită pe documente, pe realități, pe un tip de adevăr. Evident, adevărul suprem e al marelui arhitect, dar adevărul istoricului e mai aproape de adevărul pe care fiecare dintre noi îl avem. Avem un tip de 1877, fiecare în memoria, în inima noastră. Avem un tip de prim război mondial, fiecare în memoria, în biblioteca noastră personală. Un tip de revoluție 1917, Rusia, fiecare o avem în chipul nostru. Sau decembrie 89, România. Dar adevărul istoricului e cel mai aproape de un anumit tip de realitate. Am venit cu elan și la propriu și la figurat acasă. Am primit la Iași online revista Elanul și bucuros am citit Bârladul în contextul primului război mondial, primul episod, profesor Marcel Popa. Mi l-am notat eu. Marcel Popa. Scuzați un pic că vă spun și despre ce e vorba. Și fac și eu o paranteză apropo de anecdotica de tip academic. La Chișinău, imediat în 1990, scriitorul actual academician Nicolae Breban a dorit să vadă neapărat partea aceea, România de Est. A vorbit cu Mihai Cimpoi, actual și el academician, care i-a promis lui Nicolae Breban o întâmpinare și o vizită de partea aceea românească, numită în fel și chip de-a lungul istoriei. Și în clipa în care l-a prezentat pe Nicolae Breban celor prezenți la Uniunea Scriitorilor de la Chișinău, Mihai Cimpoi a spus, și acum suntem bucuroși că îl avem printre noi pe scriitorul Nicolae Breban. Exilul românesc, proza românească, Nicolae Breban a spus, și eu sunt bucuros, îi mulțumesc domnului Mihai Bucium că m-a invitat la Chișinău. Cineva din preajmă îl drage de mânică, Mihai Cimpoi. Mai trece o vreme, Nicolae Breban vorbește despre proza germană, franceză, europeană, despre Nietzsche, despre Herodot și așa mai departe. Și încă o dată, zice actualul academician Nicolae Breban, încă o dată îi mulțumesc domnului Mihai Bucium pentru invitația pe care ne-a făcut-o. La fel și eu am notat aici Marcel Popa, în clipa în care domnul Proca a venit și mi-a oferit revista, am zis, chiar am vrut, n-am știut dacă veniți și dumneavoastră, dar am vrut să menționez
pornind de la invitarea domnului profesor Agrigoraie, să pomenesc și revista Elanul și faptul că dumneavoastră faceți acolo o revistă bună și printre cei care fac parte din echipă se află și fratele profesorului meu de filosofie, Dan Ravaru, Lucian Ravaru. Dan Ravaru e aici. Pe Teodor Codreanu l-am semnalat, l-am lansat data trecută aici cu Simeon Bogdănescu și cu colegii, prietenii noștri. Am și o rugăminte cu această ocazie, domnului Proca, Oreci Proca, ziceam noi. Teodor Codreanu publică fragmente din cartea despre Eminescu. Cartea e apărută deja, am și semnalat-o aici la dumneavoastră, fragmente despre Eminescu, rugăminte. La final scrieți fragmente din volumul Teodor Codreanu, fragmente despre Eminescu sau găsiți-mi astfel o formulă, cartea apărută la editura Junimea din Iași, colecție Eminesciana, numărul 89. Așa ne-au învățat prietenii, profesorii noștri să fim cât mai atenți cu sursele, resursele, că se cheamă gaze de șist sau altceva, dar cele mai bune surse și resurse sunt cele care se referă la rezistența prin cultură. Am spus rezistență prin cultură și dincolo de Prut, spunea și domnul profesor, fără credință, în sens creștin, adică biserică, locul care ne-a ținut vertical și ne-a ținut în viață, că altfel eram slavizați, germanizați, mai știu, otomanizați, ne-a ținut în viață și în vremuri grele, mai ales războaie, ne-a ținut biserica, ne-a ținut școala și ne-a ținut credința în sens larg, cultura civică, implicit patriotică și nu patriotardă. Și pe acest fond să vă spun că în revista Scriptor, număr proaspăt, data trecută am venit cu numărul 1-2, tot așa pe fond de fistic, fisticiu, numărul ilustrat de Bârlădeanul Dragoș, Dragoș Pătrașcu, numărul acesta e ilustrat de un transnistrean, Anatol Lazarev, care are în specific, în afară de faptul că e artist plastic din Transnistria, l-am găzuit la o expoziție odinioară la Casa Pogor, toate lucrările lui au tematică reflexie creștină, fără să fie o ilustrare a Evangheliilor, etc., etc., nu o formulă botnic plastică, și sugestie creștină și toate lucrările lui, eu am aici, nu, am luat un număr de data trecută, Dragoș Pătrașcu, și îl prezint pe Anatol Lazarev, scuzați, astăzi din colecțiile Academiei Bălădene, caut unul cu Anatol Lazarev. Noi primim revista Scriptor în dar de la primul ei număr. Da. Aici, Anatol Lazarev. Facem în acest fel legătura, partea de istorie, de cercetare, de ținută, de document a domnului profesor, care a fost și decanul Facultății de Istorie la Universitatea Alexandru Ancuza din Iași, între altele, cu rezistența prin cultură, adică și prin artă. Anatol Lazarev, Transnistria, și lucrările lui sunt alcătuite din paie, apropo de mitul lui Iisus Hristos, sau mai mult decât mit. Mitologie, să zicem. Paiele și iesle de paie provin din Transnistria și ca sugeste și ca material plastic, sunt paie culese de el, din câmpurile de acolo, paie de orz, ovăz, grâu, cereale în general. Veți vedea revistele, noi vom dona și câte un exemplar, monografia lui Iurie Colescu, dedicată Chișinăului, o secvență, și orașul Iași, doamnei profesor, pentru Academia Bârlădeană. Acolo vă veți putea cufunda în lectură, în documente, în sugestii. Domnul profesor a deschis foarte multe orizonturi de apropiere de miracolul care s-a numit și 1918 pentru toată suflarea noastră națională. Biblioteca Stroie Beloescu achiziționează deja 4 volume orașul Iași pentru uzul copiilor, celor care nu au posibilitatea să cumpere, să vadă, etc. Și nebănuitul Chișinău, care este primul albumaș condensat
liber scris. Veți vedea, eu am să vă dau doar câteva citate, să vă incit orizontul de așteptare. Câteva citate care leagă ambele maluri și metafora, formula numită rezistența prin cultură, pe care a slujit-o într-un chip special de Ana Blandiana cu Romulus Rusan, în clipa în care a constituit memorialul de la Siget, cu mari personalități politice, culturale, economice, universitare, creștine, și e la noi. Și scriitorul, și acum domnul profesor a venit cu încă un volum deosebit. Asta e reeditare, ediția a doua. Tot ce e reeditare, restituire, reconstituire, e bine venit ieri. Așadar, și aici găsiți foarte, foarte multe documente care în mod categoric vă interesează, indiferent că sunteți magistrul Gruia Novac sau colega Roxana Galan sau vărul meu Mihai Pisecaru, academician liber și bârlădean, tutovean și puieștean, sau doamna profesor Ana Isescu, Institutul Francez din Iași, în sărbătoare, perioada aceasta, ne amintim și generalul Betlo și demisiunea generalului Betlo și susținerea Franței și de faptul că la un moment dat comandamentul militar pentru a rezista liniei imaginare, să zicem, Mărăș, Mărășești, Oitu, s-a mutat aici, la Bârlat și Zolen, de aici a mers către Iași, sunt multe lucruri de spus, foarte multe chiar. Găsim aici mari cărturari și tineri cărturari de odinioară, care au slujit ideea de rezistență, de unire, presa culturală națională, de asemenea, care a lucrat tot timpul în această idee de unitate, unificare, cum spunea domnul profesor, și Dacia Literară, și România Literară, și Convorbiri Literare, care au ajuns la 150 de ani de susținere prin Titu Maiorescu, prin Eminescu, prin Creangă, prin Conta, nu mai zic de Adexenopol, de Alexandru Lambrior, marele lingvist mort tânăr, sau de lingvistul de sorginte, bârlădeană, Filipide, tatăl, și până la Ivănescu, unchiul poetului Cezar Ivănescu, George Ivănescu și istoria limbii române. George, unii zic, alții, Gheorghe, în fin. Așa e. Să vă spun doar câteva lucruri. În acest număr proaspăt din revista Scriptor, ca de obicei, și semnătura academicianului Alexandru Zug, fost deținut politic, știți bine, pagina 38. Domnul profesor, domnul academician Alexandru Zub e prezent cu noi și vreau doar să-l citesc un pic. E cronica pe care domnia sa o dedică acestui POP, coordonat de domnul profesor Ioan Agrigorai. Zice domnul academician Alexandru Zub: alte secvențe sau aspecte din istoria orașului Iași au fost elaborate în economia volumului de Gheorghe Iacob, Ionuț Nistor, Ion Giurcă, Remus Zăstroiu. Textul final de încheiere, final și de încheiere aici, domnul academician, nu mi-a nume de rău, dar e un pic tautologic, abia acum am dat seama. Textul final de încheiere fiind asumat de coordonator, cum era și firesc, text în care se anunță deja că un nou volum pe aceeași temă va fi tipărit în curând. Ceea ce vă spunea și domnul profesor Iona Grigorai, cu sprijinul primăriei Iași, avem un primar așa tip răzeș, mai nonconformist, a readus imaginea bună a Iașilor și a demnității în plan și politic, că dacă facem parte dintr-un partid, nu suntem în PCUS, să fim sancționați în chip stalinist, avem dreptul la opinie, avem dreptul la luciditate, și chiar dacă uneori călcăm cu stângul, avem și, repet, dreptul la bârlădenie, că vorbeam despre Bârlad, școala bârlădeană și nuanțele ei. Academicianul Zub prezintă aici volumul, deja popul, tomul are un dosar de presă foarte bun, vom face probabil o nouă întâlnire și la Iași. Proiectul continuă, 2018, sperăm să fim din nou împreună.
sunt atâtea lucruri de citat de aici, încât foarte, foarte pe scurt m-aș opri la 2-3 minute să citesc dintr-o intervenție în Parlamentul României, la Congresul Românilor, citează domnul profesor de altfel, din Filipescu, ce este regatul român fără Ardeal. O problemă eternă a românilor dintotdeauna. Și astăzi. O absurditate geografică. O fâșie de pământ întortocheată și frântă în semicerc. În granițele actuale suntem o țară fără viitor, spunea Filipescu în 1914, când se pornea mișcarea militară prin Balcan pe aici. Spre a ne împlini aici rolul european, ne trebuie bastionul ce domină această poziție. De aceea ațintim către cetatea națională a Ardealului, către acropolea românismului. Încă un citat din altă zonă, momentul în care Bucureștiul într-un fel a fost abandonat, s-a retras monarhia, guvernul, parlamentul, învățământul, ministerele, tot către Iași, Moldova noastră, fâșia aceasta de Moldova, a rezistat și în acest sens. Un citat din Nea Bogdan, care lucra la primăria Iași, care a fost elev lui Ion Creangă: Moldova întreagă și în special Iașul începu a primi valurile de călători, ce fiecare tren ordinar, extraordinar, accelerat de marfă ori militar, îi aducea înspre susul Moldovei, în vagoane, aninați pe lângă vagoane și pe deasupra vagoanelor. Vă imaginați ce imagine filmică a refugiului românilor în zona aceasta. Vă mai dau iarăși un citat de câteva secunde din Constantin Argetoianu. Marele cartier s-a instalat în localul școlii militare pe bulevardul Carol la Iași, Copou, mutându-se de la Zorlen Bârlad. Tot pe bulevardul Carol, în fața școlii militare, s-a instalat comandamentul Corpului 4 de armată, regele și regina cu toți copiii. Mai pe urmă, ca să fie mai larg, regele s-a mutat pe strada Lăpușneanu, în Palatul Creditului Financiar Urban. Și acum o secvență, apropo de rege, regină, generalul Bertlot, doamna profesoară Panaitescu. Generalul Bertlot nota: 15 aprilie, sărbătorile de Paște, cea mai importantă dintre sărbătorile ortodoxe. Paștele a început cu slujba de la miezul nopții, ceremonia oficială prezidată de rege, la care asistă toate, la care asistă toate autoritățile civile și militare, în ținută de gală. În momentul în care mitropolitul Pimen pronunță cuvântul sacru Hristos a înviat, izbucnesc strigăte, urale, se aprind lumânările. Toată lumea se îmbrățișează. Și mai jos, din jurnalul reginei. Duminica Paștelui, zi frumoasă de primăvară. Dimineață m-am dus să duc mâncare mai multor trupe. Mai întâi am fost la niște recruți care sunt în bivuac la Copou. N-am fost mulțumită de starea în care i-am găsit. Erau tare slabi și arătau lipsiți de vlagă. Trebuie hrăniți bine. Le-am dat vin, se spune că face minuni. Apoi m-am dus într-o parte a Iașului foarte populată, unde le-am adus lucruri bărbaților mai în vârstă, ponosiți, motiv pentru care și continuă jurnalul reginei Maria. Și fiindcă vine vorba de Bârlad, închei cu două vorbe despre Bârlad. Un citat. La începutul anului 1917, adică acum 100 de ani, Ștefan Dimitrescu pictează morții de la Cașin, iar în aprilie 1918 se va deschide la Iași prima expoziție a grupării Arta Română, avându-i atunci membri pe Ștefan Dimitrescu, Camil Resu și Nicolae Tonița. Și încă aici un spre final. Dar am să iau finalul de la Iurie Colesnică. Am cam depășit minutele. Sper că am deschis câteva cărți.
Doamna profesoară, dumneavoastră totdeauna ați fost generoasă, așa sunt istoricii și academicienii bârlădeni, vă mulțumesc mult. Continuăm. Iurie Colesnic e un cercetător excepțional de dincolo de Prut. Țara aceea românească de dincolo, rusificată cât s-a putut, rezistă în continuare, prin spirit, prin ținută și prin ceea ce se cheamă devotament, simplu și curat. Aseară, fiindcă soția mea e profesoară de franceză, n-am încotro, de multe ori stau pe RFI, pe Bancatră sau pe Arte. Și am văzut o secvență foarte interesantă, iuduitoare și pentru românii de dincolo de Prut. Era vorba despre țările baltice și rezistența la actuala presiune putiniană, rusificantă în continuare. Deși în Letonia, 45% din populație e de origine rusă, fiindcă au rusificat masiv și acolo, ca și la Bălți, spunea domn profesor, tinerii, copiii care sunt din familii rusofone sunt pro-europeni, se declară pro-europeni și anti-putinieni. Am avut recent o echipă de oameni de cea mai bună calitate de la Universitatea Alecului Său din Bălți. Am fost cu Nicolae Emanolescu, președintele Uniunii Scriitorilor, chiar pe 14 ianuarie a fost făcut doctor honoris causa al Universității din Bălți, Nicolae Emanolescu. Și ce am constatat? Deși i-o cărat rușii acolo, i-a desnaționalizat, i-a trimis în Siberia pe ai noștri, a adus populații rusofone, nu neapărat ruși, din Marea Uniune Sovietică. Au făcut industrie acolo, le-au dat locuri de muncă, le-au făcut blocotețe, cum spunea prietenul Luca Pizu. Nu spunea blocuri, blocotețe, un ovaliz, și cotețe și blocuri, la, ca să-i țină în frâu. Acolo e un nucleu la Universitatea din Bălți, extraordinar de cărturari români care țin axa națională. Și prozatori și profesori de calitate și oameni demni au și o revistă, semn că vorbeam și de presa literară. Iurie Colesnic este unul din cei mai puternici cercetători de peste Prut, puternici în sensul curajos, adică un om normal, un om normal. Parcă ar fi de la podul înalt, câte ești pe la mea. Rădă și adevărat. Iurie Colesnic tipărește la editura Junia un prim album dedicat Chișinăului, în, mai aproape de istorie, de documente, nu de manipulări, tratatul de manipulare, a se vedea cartea excepțională a Anii Blandiana. Noi am și reprodus în context câteva vorbe. Zice Iurie, fiecare popor are atâta istorie câtă memorie poate duce cu sine prin valurile vremii. După 1575, stăpân al Chișinăului devine boierul Drăguș. De la el pe la 1616 trece în posesia lui Constantin Roșca, apropo de familiile de pe ambele maluri, de la care în 1641, prin documentul semnat de domnitorul Vasile Lupu, trece sub stăpânirea mănăstirii Sfânta Vineri din Iași, rămânând în această situație până la începutul secolului al XIX-lea. Sunt aici lucruri cutremurătoare despre momentul 1914, 15, 16 sau momentele 17, 18. Ne-am pus mai multe semne. Albumul rămâne spre cercetare și la dumneavoastră, spre studiu și la bibliotecă. Sunt și câteva exemplare cu preț promoțional spre vânzare. 30 de lei exemplarul orașul Iași, ca să mai putem tipări și altele. Suntem și noi generoși cât putem, dar mai avem un pic și de faliment cu atâta generozitate. Pățim precum grecii contemporani. Mai este spațiul de Atena cu Salonicu și cu insulele din preajmă. Nu vă lasă primăria. Da, sperăm, da. Și primăria, să mai lasă un pic în pace de primarul nostru, cum a deschis și el un pic de orizont de demnitate, cum din preajmă au venit cozile de topor. Catedrala Mitropolitană, nașterea Domnului, unde la un moment dat s-a mutat Parlamentul, sfințiri în sensul cel mai bun. Sala eparhială cu memoria ei, parte din aceste clădiri, monumente, edificii de memorie a fost rasă, incendiată de trupele rusești sau de
complicii lor după al doilea război mondial, Casa Întrunirilor Nobilimii Basarabene pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, cu istoria lor, cu și varianta în rusă, că suntem oameni, aparținem comunității lumii. Și Liceul Doniciu, ulterior Spital Militar, apoi sediul Sfatul Țării, în 1917-1919 și apoi în 1933, se pregătea de naștere, domn profesor, în 36, dar în 33, în Facultatea de Agronomie de la Iași, s-a mutat și la Chișinău, tocmai ca să avem grijă de pământ, de țărani, de ceea ce înseamnă rezistența prin cultură, dar și prin agricultură. 26, teologia. Teologia, exact. 26. Și închei cu prezența unui bârlădean aici, în albumul lui Iurie Colesnic. E vorba de cele trei monumente care au fost dedicate în for public lui Ferdinand I, macheta regelui Ferdinand executată de Oscar Hahn, apoi cea finalizată de sculptorul Alexandru Plămădeală și a treia, în 1938, sculptorul Dimitriu Bârlad. Și atunci cu Ion Dimitriu Bârlad îngăduiți-mi să vă îmbrățișăm în chip de junimiști aflați acasă, cu sentimentul prieteniei. Domnul profesor Ion Vigoraș cu domnul Lucian Vasiliu, eu vă rețin atenția doar un minut și jumătate cu ceea ce în alte forme, de-a lungul anilor, nu a ultimului an, ne-a Academia Bârlădeană omagiem pe cei care uneori cu prețul vieții sau a unor jertfe familiare au luptat pentru și au realizat unirea Basarabiei cu România. Și aici am în față pe cel care a semnat actul unirii 27 martie 1918, secretarul Sfatului Țării, pe Ion Buzdugan, care a murit la București, are o întreagă biografie. Noi, Academia Bârlădeană, i-am editat opera, iar anul, în toamna trecută, Chișinăul, da, a publicat opera integrală a lui Ion Buzdugan. Este o fotografie din tinerețe. Spuneam la o manifestare de acum cel puțin 7-8 ani la Muzeul Județean, ei bine, acest Ion Buzdugan, puțin știau, informația avem de la prietenul lui Cedezele Timp și ce anume știau. El este cel care a dejucat un complot în primăvara anului 1917 al ofițerilor ruși și a soldaților bolșevizați care viza asasinarea regelui Ferdinand și a familiei regale. Despre asta vom vorbi altă dată. În orice caz, atunci pe 27 martie, și cu asta închei, el a fost rămasă Biblia lui Șerban Cantacuzino și acesta era mai vehement decât ceilalți doi care semnează actul unirii, adică Ion Inculeț și Pantelimon Pan Halifa. Mulțumesc!